Da? A citit bine titlul, am pus într-o tineta mea, G-Booster-ul ăsta chinuit de vreo 7000 de kilometri, am pus baterie construită din celule Tesla. De 48V și 40A. Și culmea, este construită în România. A fost făcută de Răzvan de la elinuțătrotineta.ro, care are un serviciu dedicat și aparate speciale pentru a repara baterii, deci știe cu ce se mănâncă treaba asta. De la el știu că bateriile Tesla au cea mai bună chimie de pe piață din industria bateriilor, iar ca și durată de viață rezistă de două ori mai mult decât orice model de baterie existent. Ca să vă dau un exemplu, o baterie de la o mașină Tesla uzată undeva la 3-5 ani își pierde cam 10-15% din viață. Asta înseamnă foarte, foarte puțin. Ținând cont că la o mașină consumul de curent este mai mare și atunci automat și uzura este mai mare. Iar dacă la un pack dintr-o baterie de Tesla cedează o celulă, un pack are undeva la 400 de celule și dacă o singură celulă cedează, pentru Tesla este mai simplu să înlocuiască tot pack-ul și să își vadă mai departe de treabă. Iar asta ar însemna foarte multă risipă. Să zicem că un pac are 400 de celule. O celulă e moartă, 399 de celule se aruncă. De ce? Și atunci, pacurile vechi ajung să fie folosite ori în panouri fotovoltaice, ori în diverse chestii, printre care și vehicule electrice sau, în cazul nostru, trotinete. Iar acum intră în schemă Răzvan, care le folosește special pentru trotinetele noastre electrice și pentru a-și mări autonomia la diverse lucruri de la el din casă care funcționează pe acumulator, dar pe noi ne interesează doar bateriile de trotinete. O celulă nouă de Tesla are undeva la 3200 de miliamperi, iar celulele care ajung la Răzvan au între 2700 și 2900 de miliamperi, după cum am spus, o uzură de 10-15% aproximativ. Problema e că o celulă nouă costă undeva de 4 ori mai mult decât o celulă uzată cu 10-15%. Iar asta înseamnă, în cazul nostru, celor care avem trotinete de până în 5.000 de lei, că bateria ar ajunge să coste undeva de 3 ori valoarea trotinetei, ceea ce nu e deloc rentabil și nu cred că aș face niciodată așa ceva, să dau atâția bani pe o baterie, dacă ar fi construită cu celule noi. Așa că, cea mai bună soluție, reciclatul. Pe această cale îi mulțumesc lui Răzvan că mi-a ascultat sfatul în ce privește bateriile Tesla și repet că celulele Tesla au cea mai bună chimie de pe piață și gradul de uzură pe care îl suferă într-o mașină este atât de mic încât într-o tineta mea, care consumă, nu știu, 5% din cât consumă o mașină, eu aproximez că ar trăi bateria asta pentru următorii 10 ani. Așa că este o investiție de durată, nu este o investiție doar așa ca să ne facem poze, să ne lăudăm, ia uite, am celule Tesla, ia uite ce celule Tesla am. Nu, e o investiție de durată. Așa arată celulele Tesla când le scoate Răzvan din pack. Iar așa arată după ce le măsoară și le îmbracă și le pregătește pentru a fi instalate în noua baterie. Pentru asta e nevoie ca celulele astea să treacă prin câteva procese. Primul ar fi curățarea, mă rog, după ce le scoate din pack, și ăla e un proces destul de lung, trebuie curățate individual de acest plastic care este, cred că e glue gun folosit, care este destul de dur și trebuie neapărat lucrat manual. Nu se poate să le bagi într-o mașinărie, să le freci așa. Trebuie foarte multă migală. După care, bateriile odată curățate, trebuie îmbrăcate și puse în capete hârtie electroizolatoare. Iar apoi trebuie puse individual în stand pentru a fi măsurate, pentru a verifica tensiunea și capacitatea din baterie. Iar cu același aparat se măsoară și rezistența internă, adică gradul de uzură pe care îl are bateria. Deci sunt verificate toate celulele astea individual, după care sunt numerotate, au fiecare câte un cod și Răzvan le are pe toate într-o listă. Dacă o celulă e defectă, știe ce s-a întâmplat cu ea, îi știe istoricul. Ok, și odată ce totul e gata, celulele sunt gata pentru a fi puse în noul pack, se trimit la atelierul de sudură, unde se sudează în puncte cu bandă de nichel. După ce totul e gata și avem bateria gata de montat, ne uităm ce scrie pe controlele din trotinetă și adăugăm pe baterie un BMS sau două, după caz. În bateria mea am două BMS-uri cu cel puțin 5 amperi mai mare decât
sau mai mari decât are controllerul. Eu am două controlere de 25A și două BMS-uri de 35A. După care toată bateria se îmbracă într-un wrap din ăsta albastru sau ce culoare găsim noi și putem să o punem în trotinetă după cum am făcut eu aici. Bateria are garanție 6 luni, deci ca și cum am cumpărat o baterie din China sau de orultat undeva, aceeași garanție ca la o baterie nouă de la fabrică. Acum, bateria mea de 40A nu ar fi încăput aici fără să scot absolut tot din trotinetă. Prima dată eu a trebuit să elimin controlerele care erau în față aici, bateria originală fiind mult mai mică, și le-am pus sus pe ghidon. Am făcut un video separat special pentru procesul ăsta în care am construit acea cutiuță pentru controlere. A fost complicat, dar a meritat efortul. Mai departe, pentru că firele de la motor sunt destul de groase, iar bateria asta este la limită aici, nu poate să stea niciun fir deasupra ei, în niciun caz pe lângă ea nu mai încape nimic, deci trebuia să scot toate firele dinăuntru. Așa că firul de la motor și firul de frână, la frâna spate, le-am băgat pe sub LED-uri și prin acest lăcaș pe margine și le-am scos tot așa pe sub LED-uri din spate. Am vrut să fac toate lucrurile astea fără să deranjez LED-urile pentru că nu văd de ce aș face asta când am destul spațiu pe lângă ele. Același lucru l-am făcut și cu mufele de alimentare. Am făcut o gaură suplimentară aici, am dat capacul jos, am făcut o gaură pe sub el, am pus capacul la loc. Am tras firele de alimentare prin acest lăcaș din partea asta și l-am scos printr-o gaură care era deja făcută pe sus pe aici. Era făcută pentru a trage firul de LED-uri. Eu am băgat două mufe de alimentare și le-am scos direct în capăt unde se cuplează la baterie. Alte fire nu mai există într-o tinetă decât câteva firicele de la LED-uri care sunt pe aici în față. Aici este un loc de două degete exact cât să încap acele fire. Cu asta fiind spuse, acum am în sfârșit o trotinetă gata de plimbare. Am făcut deja un test de vreo 10 km, full speed, bateria nici nu s-a clintit. Aproximez că la viteza maximă de 60 de km sau 58, din cauza că am cauciucurile de 11 inci, ar trebui să meargă minim 60 de km, ceea ce înseamnă că pe un motor și o viteză mai mică ar trebui să meargă minim 100, ceea ce înseamnă că eu pot să mă apuc oricând de Glovo. Cu alte cuvinte, sau să mă duc până la Ikea, sau până la aeroport, sau până la Pitești. Pentru că am cu ce. Mă rog, dacă aș avea și voie să ieși din oraș cu trotineta. Important e că Răzvan a făcut o treabă foarte, foarte tare și bateria asta e valabilă și pentru voi. Cine vrea modelul ăsta de baterie, cine vrea exact modelul ăsta, poate să-i spună lui Răzvan: "No, Răzvane, hai noroc, fă și mie de bateria lui Dr. Dre." Și el știe ce să facă, deja a făcut una, e simplu. Dacă nu, luați frumos o ruletă, eu n-am pe aici, și vă măsurați într-o tinetă cât spațiu aveți și el vă spune. Îți fac de 30 de amperi sau îți fac de nu știu cât cu celule din astea. E atât de simplu și odată ce dispare stresul ăsta că pleci de acasă și rămâi fără baterie, mai ales când e o trotinetă mare și grea, care în cazul meu nici nu se mai pliază, deci nu pot să o bag în mașină, odată ce dispare stresul ăsta, vreau să zic că este un life changing. Cum se numește la englezi? Range anxiety, ceva de genul. Deci, încă o dată, lucrurile importante de reținut despre celulele Tesla. Au cea mai bună chimie dintre toate celulele de pe piață, au cea mai mare durată de viață, costă de 4 ori mai mult dacă sunt noi decât astea care au uzură foarte mică. Bateriile gata făcute vin cu 6 luni garanție și trotinetele cumpărate de la Răzvan au 12 luni revizii gratuite în limita a 5 intervenții. Trotineta asta pe care o am aici o are și Răzvan la el pe site, doar că el se numește RS3000. Am pus mâna pe ea, am probat, am pus picioarele pe ea, e exact aceeași trotinetă, deci că e cu Goji Booster, că e RS3000, e aceeași. Și se poate cumpăra direct cu bateria asta, aveți opțiunea pe site să o alegeți direct cu bateria de 40A. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare treaba asta, ce părere aveți despre pack-ul meu, despre celulele Tesla și dacă vreți mai multe informații despre tot ce înseamnă bateria făcută de Răzvan, vă invit pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice, unde este prezent și Răzvan și vă poate răspunde la orice întrebare despre aceste celule, baterii, trotinete și ce mai are el prin atelier. Așa că ne vedem pe grup.